Au pomenit bunica cu un dans pe mormântul ei. Procuratura a stabilit că fetele care au fost filmate în timp ce jucau sârba în cimitir sunt din localitatea Scoreni, raionul Strășeni. Tinerele sunt plecate acum la muncă peste hotare. Oamenii legii nu au precizat deocamdată pedeapsa pe care o riscă cele două fete. Cazul a șocat localitatea Scoreni, unde și-au baștina cele două fete. Ambele sunt plecate acum la muncă în Moscova. Ele sunt prietene și lucrează la același angajator. Mama uneia dintre tineri a sărit în apărarea fetei. Eu socot că a avut un stres mare. Pentru că eu sunt bolnavă și eu am avut un stres. Ați înțeles? De atâta smar că eu cred că eu am smor. Și eu știu chipurile, dacă eu am smor, ea n-a să aibă niciun sprijin. Mama recunoaște că fetele au dansat pe mormântul bunicii, dar este supărată foc și pe cel care a răspândit imaginile. Că le doresc boala mie la toți aici care o dat. Ia că îmi fac și cruce, așa le doresc. Nu mă scârbă să aibă, bucurie să n-aibă nică. Rudele celelalte fete care apare în video dau din umeri și recunosc un păcat în faptele fetei. Nu e fetiță la locul ei. E pleacă la Moscova, vine asta cu fetele, cu pădrușile, știu, s-au dus toate acolo. Nu-și poate și ceva. La mormânt duci dansările acolo cu coroana așa în cap. Oamenii legii au constatat că incidentul s-a produs încă în vara anului 2008. Din discuțiile cu părinții am constatat că tânără, în vara 2008, a fost plecată la vie. Și aceea ce ați văzut pe imagine. S-au jucat altceva până ce nu vă putem comunica nimic. Între timp, în Scoreni, filmulețul a fost vizionat de la mic la mare. Cum e păcat dacă acolo tot noi suntem? Și părinții, ocărâți, chiar chemați, cum nu-i tăpâni pe dânsa? E păcat, dragul mă, că mă, ca să te duci să iei ceva de pe mormânt. Țărnă oriceva. E păcat. Cum așa îți dansezi? Îți plângi? Nu-ți dansezi. Cele două tineri au 21 și respectiv 22 de ani. Oamenii legii nu au precizat încă pedeapsa pe care o riscă fetele.